gata cu temperaturile polare. În weekend am avut vreme însorită, iar meteorologii anunță temperaturi de primăvară în toată țara până spre sfârșitul lunii. Marți vremea va fi caldă, iar dimineața cerul va fi senin în tot județul, urmând ca după amiaza să-și facă apariția și câțiva nori, dar nu vom avea parte de precipitații. Vântul va sufla încet în toată regiunea, iar umiditatea din atmosferă este în scădere. Temperatura maximă resimțită va fi de 13 grade, o creștere semnificativă, cu toate că săptămâna trecută am avut parte de temperaturi cu minus. Dimineața este posibil să apară ceața. Astfel, marți, în hotarele Comana, Ghimpa și Izvoarele se vor înregistra 11 grade, în timp ce la Bolintin 10, la Mihăilești 8, iar la Giurgiu vor fi 13 grade. Vântul va sufla cu o putere de 24 de km pe oră din direcția vest. Presiunea atmosferică va fi de 757 mm coloană de mercur. Cotele apelor Dunării sunt în creștere cu 1-3 cm, iar cota probabilă este de 103 cm. Umiditatea aerului va fi de 55%.